Directorul general al Crown Financial, Chuck Bentley, expert financiar creștin, a făcut o scurtă prezentare a societății post-COVID pentru CBN. El numește starea actuală ca fiind o lebădă cenușie, adică niște tendințe pe care le experimentăm deja și care este posibil să depășească, prin gravitate, pandemia. O lebădă cenușie este un eveniment clar pentru toată lumea, este în public, oamenii îl văd, știu că este acolo, știu că este o amenințare semnificativă, dar tind să-l ignore și să nu facă nimic în privința asta, a spus Bentley. El amintește despre mișcarea globală către moneda digitală și o societate fără numerar. Tranziția a început, de fapt, cu ani în urmă, dar a luat avânt de când a apărut COVID-19. Utilizarea datelor biometrice și a punctajului social alcătuiesc de asemenea alte tendințe de lebădă gri. Companiile aeriene fac eforturi pentru utilizarea aplicațiilor pe smartphone-uri pentru a dovedi că pasagerii au fost vaccinați. Bentley a oferit și alte exemple ale unei serii de firme care folosesc deja scoringul social. În China, Partidul Comunist folosește punctele sociale pentru a evalua supunerea cetățenilor săi față de autoritatea guvernamentală și loialitatea față de ideologia comunistă. Ca o concluzie, expertul financiar Bentley îndeamnă la prudență, fără a deveni panicat sau a reacționa emoțional. Iranul a emis amenințări împotriva Israelului pe mai multe canale după asasinarea ofițerului superior al forței Quds, Hassan Sayyad Khodayari, duminică în centrul Teheranului. Iranul crede că aceasta este opera agenților israelieni. Khodayari a fost împușcat de 5 ori în timp ce stătea într-o mașină în fața casei sale din Teheran. Atacatorii au fugit cu o motocicletă și sunt încă în libertate. Biroul de relații publice al Corpului Gărzii Revoluției Islamice a susținut ulterior că, cităm, membrii unei bande de huligani legați de agenția de informații a regimului sionist au fost arestați în Iran, încheia citatul. Forța Quds este responsabilă pentru sabotajul, terorismul și alte operațiuni ale Iranului în țările străine, iar Khodayari a servit în Siria în ultimii ani. Potrivit ziarului cuveitian Al Kabash, Khodayari a fost unul dintre consilierii generalului Qasem Soleimani. Presa israeliană a raportat că Khodayari a comandat echipe teroriste a căror scop era să comită uciderea și răpirea israelienilor din străinătate care au fost dejucate de Mossad. Biroul primului ministru Naftali Bennett a primit o nouă lovitură importantă luni când șeful său de cabinet, Tal Gantzvi, a anunțat că își va părăsi postul. Bennett i-a mulțumit lui Gantzvi și a recunoscut că acesta a fost unul din principalii săi colaboratori. Gantzvi este cu Bennett de aproape un deceniu, din 2013, și este considerat unul dintre cei mai apropiați asistenți și confidenți ai săi. Tal Gantzvi este cunoscut pentru convingerile sale de dreapta și se pare că nu era mulțumit de virajul brusc la stânga al lui Bennett. Această evoluție dramatică a avut loc la doar câteva săptămâni după ce Shimrit Meir, principalul consilier diplomatic al lui Bennett, a demisionat, se pare, din cauza unor diferențe politice. Experții politici israelieni consideră că plecarea lui Gantzvi ar putea însemna sfârșitul coaliției lui Bennett, care este în prezent la egalitate 60-60 în Knesset, iar majoritatea analiștilor estimează că este doar o chestiune de timp până la căderea guvernului său. La European Leadership Forum din Polonia, care reunește anul acesta între 500 și 600 de creștini evanghelici, războiul din Ucraina a fost unul dintre principalele puncte de discuție. Corpul principal al rețelei Forumului de Leadership din Europa de Est este format din creștini vorbitori de limbă rusă din Belarus, Ucraina, Rusia și Moldova. Vorbitorii au trecut în revistă situația din Ucraina. Cităm, spiritul comunismului nu a părăsit niciodată Rusia după căderea Uniunii Sovietice. Am condamnat nazismul, dar nu am condamnat comunismul. Deci, când Putin a văzut slăbiciunea Occidentului, acest spirit a revenit, poate cu 7 spirite și mai rele, a spus Lucasin, unul dintre vorbitori la conferință, referindu-se la Matei 12:45. Biserica creștină ucraineană este sub o presiune enormă în această situație, dar ucenicii lui Hristos trebuie să fie acolo unde există durere și suferință. Lucasic spune că nu știe nicio biserică din Ucraina care să nu fie activă. Prima sesiune s-a încheiat cu un apel la sprijin în rugăciune. Alpha.